Urmarea primirii unui ordin al Ministerului Sănătății și la Roman s-a trecut la alegerea unui consiliu de etică format din medici, asistenți medicali, consilier juridic și reprezentanți ai asociațiilor de pacienți. Am primit un ordin al Ministerului Sănătății prin care trebuie să înființăm un consiliu de etică. Acest consiliu funcționează în toate spitalele, prin urmare trebuie să funcționeze și la noi. Consiliul acesta de etică trebuie să fie format din 7 membri, și anume 3 membri reprezentați de medici din spital, 2 reprezentanți ai asistenților medicali, un consilier juridic și un reprezentant al asociațiilor de pacienți. Consiliul acesta de etică este acel consiliu care se ocupă de problemele legate între problemele ce survin între pacienți și reprezentanții spitalului, medici sau asistenți. Consiliul Medical al Spitalului a votat ca din acest Consiliu de Etică să facă parte doctorii Andreea Moldoi, Constantin Danciu și Cristina Hotăranu. Urmează a fi numărate voturile pentru cele două asistente care vor face parte din acest organism. Am respectat toți pașii pe care Ministerul Sănătății. Am organizat votul, s-a soluționat votul în sensul că medicii de pe secție au propus un anumit număr și noi am finalizat votul acesta, avem și rezultatul votului în sensul că cei 3 medici desemnați sunt reprezentați de doamna dr. Molodoi, care a avut cel mai mare număr de voturi. În ordine egală, următorii clasați sunt domnul dr. Danciu și doamna dr. Cristina Hotăranu. Așadar, mai trebuie să stabilim, să numărăm voturile în prezent, voturile reprezentate de asistenții medicali. Rolul acestui Consiliu de Etică din spital este acela de a identifica și a analiza modul în care sunt respectate drepturile pacienților, precum și relația dintre pacienți și cadrele medicale. Cum la Roman nu există asociația pacienților, va trebui ca forul național al acestui ONG să-și desemneze reprezentanții în acest organism, care este necesar a depăși aspectul pur formal și să se treacă efectiv la analiza numeroaselor probleme care se ivesc între pacienți și personalul medical dintr-un spital.